primarul din Călugăreni, dictatorul, unul dintre dictatorii galbeni ai județului Giurgiu, și-a putut permite să dea BNR-le jos de la sine putere, spunând că la el în oraș, comună, sate ce are în subordine, n-are voie PSD-ul să afișeze niciun BNR electoral. Domnule primar, această cale domnilor primari, și eu v-am să vă citesc pe toți, din Clejan, din Izvoarele, din Toporul, din Stănești, din Hereș, din Găișeni, din Joița, din Bulbucata, din Oinacu, Ghimpați, Mihai Bravu, Călugăreni, Colibaș, Frățești și Daia, ați interzis dictatorilor, lăsați liberul arbitru să funcționeze, lăsați cetățenii, nu-i mai amenințați. Nu sunteți dictatori. De astăzi încolo, dacă există protecție a statului și pentru libera desfășurare a alegerilor, domnilor de la Ministerul de Interne, vedeți ce faceți cu acești subordonați ai dumneavoastră, care sunt subordonați de fapt primarilor și nu dumneavoastră, Ministerului de Interne și în special cetățenilor, pentru a asigura un climat de siguranță și de bună desfășurare a unei campanii electorale civilizate. Cel mai bun să câștige, dar nu cu hoți, nu să ne fure BNR-le, nu să ne... La toată lumea le vom face plângeri penale directe. Constituția României dă dreptul de a alege și de a fi ales. Fiecare are opțiunea prin ștampilă. Lăsați oamenii să voteze liberi. Astăzi ne-am recuperat BNR-le, care primăria orașului Călugăreni spune că au fost amplasate de PSD în alte locuri decât cele aprobate. Alo, fac administrație de 30 de ani. Alo, domnilor galbeni, ați îmbolnăvit județul. Culoarea galbenă e a cirozei, ficatului. Piedone a venit să împrospăteze acest ficat îmbălsămat de voi, cu dictatura voastră. PNL, ori jucați cinstit, ori plecați acasă. Mai devreme sau mai târziu veți pleca, dar jucați cinstit, lăsați cetățeanul să aleagă. Nu mai spuneți că nu le veți plăti subvențiile. Nu mai spuneți și amenințați săracii țărani. Ați primit bani, ce ați făcut cu ei? Ați votat liberalii. Ați votat liberalii la alegerile din 9 iunie. S-a schimbat ceva? Unde-s banii? Uitați-vă la ei. Piedone este în județul Giurgiu, a vă spune și va arăta faptele reale. Domnilor, încă o dată fac un apel. Hai să jucăm corect.